Leo Grozavu se plânge că nu are unde să-și antreneze elevii atunci când condițiile meteorologice sunt nefavorabile. Practic, nu au teren de antrenament care să reziste unei pregătiri fizice intense înaintea meciurilor de campionat. În aceste condiții, fotbaliștii se antrenează în săl de sport. Fotbalul se joacă pe teren mare, afară. Chiar dacă plouă, bate vântul sau e zăpadă, se joacă afară. Noi stăm în sală. În sală se joacă handbal, volei, basket. Pe teren mic, când ajungi pe teren mare nu mai știi și suflul e altul. Tehnicianul botoșenenilor se gândea inclusiv la terenurile amenajate la Cornișa, dar nici acestea nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a pregăti o echipă de primă ligă. S-ar fi putut face un teren, de exemplu, de dimensiuni normale, care la rândul lui să fie împărțit în alte terenuri mai mici dacă vrea cineva să joace. Și ne ajuta și pe noi, involuntar, indirect. Principala problemă a terenurilor de antrenament existente este suprafața de joc, care se deteriorează rapid în condiții meteo vitrege.